De ce orice stat străin care are în momentul de față o criză în ceea ce privește epidemia de COVID-19 n-ar apela la terapeuții din România, care iată, au confirmat că pot vindeca mai mult decât alții din străinătate? Noi avem, cred că, cea mai mare rată, procentual vorbind, a vindecării. Da, se va veni la terapie în România, hai să vedem care este stadiul, cum stăm cu problema asta cu coronavirus. La nivel național avem în carantină un număr de 38 de persoane și peste 11.300 de persoane sunt în autoizolare. În România sunt în prezent 6 cazuri confirmate cu coronavirus, un caz vindecat, celelalte 5 cazuri sunt în clinicile de boli infecțioase din Timișoara, Cluj și Iași. Cel mai recent caz de infectare cu virusul din Wuhan a apărut în județul Suceava. Este vorba despre un bărbat de 71 de ani care a venit din regiunea italiană Lombardia pe data de 28 februarie. Bărbatul a stat în autoizolare până pe 2 martie, când a mers la spital, deoarece a început să se simtă tot mai rău. Iar analizele au confirmat cele mai mari temeri. Bărbatul este infectat cu coronavirus. Pacientul a venit din Lombardia cu un autocar, iar acum se derulează o anchetă epidemiologică pentru a-i depista pe toți cei cu care a intrat în contact. Între timp a apărut un studiu care arată că noul coronavirus are două tulpini, S și L. Tulpina L ar fi cea mai contagioasă, fiind prezentă în 70% din cazuri. Este vorba despre un studiu realizat în China pe 107 cazuri. Asta înseamnă că e un studiu limitat, nu e un studiu care să ne ofere o certitudine și se pare că în urma acestui studiu au rezultat două forme, S și L, de virus, de nou coronavirus, dar nu există o certitudine că într-adevăr discutăm despre două tipuri diferite de virus. Între timp, la Timișoara, acolo unde s-a înregistrat cazul numărul 3 de coronavirus, specialiștii au făcut 19 teste, iar cel al copilului de 16 ani, rudă a bărbatului care a stat în avion lângă pacienta confirmată vineri, a arătat că este infectat. Este vorba de un băiat care stă în aceeași incintă cu pacientul care a fost depistat cu infecție cu coronavirus. La investigațiile efectuate a ieșit testul pozitiv, motiv pentru care a fost adus în spital pentru izolare. Băiatul a fost preluat cu izoleta de acasă și transferat la spital, unde va primi tratament. Soluții pe care ni le-a livrat, zice, domnule, le dăm cu tare lucru la pacienți și uite că s-a rezolvat. Ieri Costache iară ne-a ambalat o mică șmecherie, domne, un cocktail de rezolvări, nu știu, ia de acolo, pune acolo, a explicat la, când a fost evaluat acolo de comisia de specialitate, că are soluția, că nu știu ce, mă, nici măcar cu treaba asta nu putem să trecem cum trec țările civilizate. Imediat am găsit noi o scurtătură să rezolvăm treaba mai ușor. Ăștia suntem până la urmă, ăștia suntem. Ăștia suntem niște vindecători. Sigur, e și problema poporului român care acum s-ar putea arăta nemulțumit că de ce îi vindecăm atât de repede. Da. Pe de altă parte, unii ar putea avea senzația că nici n-au existat pacienți bolnavi. Că uite, de exemplu, pacientul 0 sau pacientul 1 sau pacientul 01, na, spuneți-i cum vreți, nu e așa de credibil. Că s-a dus el în spital fără simptome și a doua zi era deja vindecat. Știi? Dar noi toți sunt asimptomatici. Adică e posibil nu neapărat să se rezolve bine cazul, dar nici să nu fi avut problema cu pricină. Da, e posibil și asta să fie. Orice. Uite, domnul Străinu Cercel, totuși, dacă tot l-am pomenit, trecut pe aici pe la emisiunea lui Tudor Mușat, a venit și a explicat că lucrurile vor degenera în curând, adică să stăm liniștiți că se rezolvă. Totul depinde de posibilitatea de ținere sub control a formelor severe. Pentru că despre ele vorbim. Formele ușoare și medii vor putea să stea la domiciliu și să fie tratate la domiciliu. Formele severe însă au nevoie de terapie intensivă. Și aici s-a făcut foarte clar un inventar al numărului de paturi de terapie intensivă și respectiva distanțelor până la cea mai apropiată terapie intensivă. Avem persoana tânără de 38 de ani, doamna care s-a întors din Italia după ceasa 24 de ore, dar atenție, a plecat bolnavă în Italia. Deci avea o viroză. Acea viroză cu care a plecat a favorizat acuirea virusului. Virusul nu i-a dat o formă severă de boală, dar a atenționat-o să se ducă la doctor, astfel încât s-a putut limita răspândirea virusului în acel mic areal.
avem pattern-ul contactului de lângă persoana respectivă, care a venit acasă, bine mersi, nu avea nicio problemă, el a fost depistat ca fiind cu virus, fără să aibă niciun fel de simptom. Și ca atare a fost izolat. Avem transmiterea în imediata vecinătate, în familie, și vedem tânărul de 16 ani, nepotul care a preluat virus. Și avem și persoana de 71 de ani, 72 de ani, de la Suceava, da? Care a venit tot pe relația Italia și care a luat virusul în Italia și a făcut o perioadă de incubație pe teritoriul României. De aici, noi va trebui să stabilim care sunt contactele. Am definit ce înseamnă zonele roșii, zonele galbene și zonele verzi. Zonele roșii fiind cele cu focare active, zonele galbene fiind cele din pe jurul zonelor cu focare active și zonele verzi, cele care nu înregistrează cazuri. Dar acum unde suntem? Mai uiți că practic în Italia avem cazuri de sus și până noi am luat în calcul distanțe până la 20 de kilometri față de focar. Pentru că deci virusul, focarul plus zona exact, din jur. Pentru că virusul nu stă, va tuși cineva aici, vine vântul, l-a luat, l-a dus mai departe și el se deplasează totuși. Are o relație foarte bună cu celelalte virusuri, respectiv cu SARS-ul. 90% din structura acestui SARS-CoV-2 este din structura SARS-ului anterior. Deci astea să știu. Ce a speriat foarte mult aici, sau a speriat, ce a devenit interesant, faptul că SARS-ul totuși a dat foarte multe decese, pe care acest SARS-CoV-2 nu le-a dat. Adică nu la magnitudinea pe care le deduse cel dinainte. Și atunci evident că s-ar putea ca după o perioadă de avans în toate populațiile, pe urmă să avem perioada de acalmie și formă de regres a acestei pandemii, că de fapt acum vorbim de pandemie. Da, a venit domnul Străinu Cercei și a rezolvat toată chestiunea. Domnule, ați văzut acolo, s-au mai nuanțat lucrurile, s-au mai schimbat, nu e chiar atât de dramatic. O să vedeți că până la urmă traseul va fi unul firesc de retragere, virusul se va retrage, va bate în retragere. Pe de altă parte, România o văd ca pe o țară, sau pe, mă rog, locuitorii din România trăiesc această situație sub forma unei drame. Nu toată lumea stă cu măști pe față, oamenii în continuare circulă în stare de, de panică, motiv pentru care, sigur, e nevoie de o rezolvare și pe zona asta. Că am înțeles că noi ne descurcăm cu virusul, cu panica cu virusul trebuie să o rezolvăm. Aici e cel mai complicat de desfășurat evenimentul. Da, păi apare domnul Raed Arafat și se rezolvă, nu liniștește el pe toată lumea. Nu, domnul panichează, domnul Arafat tot timpul are efectul invers, mai degrabă agravează lucrurile. Ce televiziune, te uiți? Depinde la ce te uiți. Te uiți la Radu Tudor, te liniștește Raed Arafat. La Radu Tudor, apare în anumite contexte. Domnul Arafat nu răsare decât în circunstanțe atenuante. Raed Arafat zici că e ce-ai de tei, te calmează, dar nu te uiți, că e bromură, te liniștește, dar nu te vezi. Dar depinde unde te uiți. Sigur, mai e și de la peneliști, e tătarul ăla care am înțeles că e o mare somitate între ale managementului crizei. Am înțeles că au inventat și cuvinte noi. Ce înseamnă, mă, contacți? Contacți, da. Ce înseamnă contacți? Înseamnă contacți? Da. Noi avem cuvânt în limba română, contacte. Acum înțeleg că există și contacți. S-a făcut contacți. Bine, mă, vorbim despre contacți acum. Contacte, că văd că inventăm și cuvinte cu ocazia asta. S-a făcut contacți. Ce să facem? Vezi că tot e o masculinizat. Toate lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Hai să vedem totuși că, uite, au apărut pe Facebook, au apărut indivizi care înțeleg să rezolve și zona de panică, pentru că avem zona aceasta consacrată de domnul Arafat și de domnul Tătar în această bătălie între cele două instanțe, care este cel care vine să anunțe mai degrabă, și avem zona de panică, oameni care vin și se panicheze, să spună, domnule, se întâmplă, suntem acum, fac conferință de presă la 12 noapte și așa mai departe, și uite, l-avem pe omul ăsta care a adunat câteva cucoane și ușor, ușor le-a liniștit, mă, le-a calmat, că asta e interesant, că a avut rezultate. Mă uitam și mă minunam, zic, uite, mă, un om cu rezultate. Ăsta este, îl cheamă Silviu Popa. Domnul Silviu, da, domnul Silviu Popa. Este expert în managementul stresului, nu? Da, a făcut senzație pe Facebook astăzi. A făcut senzație pe Facebook și dacă nu ne credeți, haideți să-l urmărim. Dacă sunt îngrijorat de coronavirus. Mă accept așa cum sunt total și profund. Chiar dacă sunt foarte îngrijorat de coronavirus. Aleg să rămân calm și liniștit. Chiar dacă sunt foarte îngrijorat de coronavirus. Aleg să rămân calm și liniștit.
sunt îngrijorat de coronavirus. Mă îngrijorează că au apărut atâtea cazuri de îmbolnăviri în lume. Mă îngrijorează că au apărut deja și în România. Mă îngrijorează acest val de panică ce a cuprins oamenii. Mă îngrijorează veștile zilnice de la televizor. Mă îngrijorează reacția exagerată a oamenilor față de coronavirus. Nu vreau să mă las cuprins și eu de frica de coronavirus. Pentru că mă face vulnerabil în fața bolii. Sunt îngrijorat de coronavirus. Mă îngrijorează că sunt atâtea cazuri de îmbolnăvire în lume. Mă îngrijorează că ele au apărut și în România. Mă îngrijorează veștile zilnice de la televizor. Mă îngrijorează panica și reacția exagerată a oamenilor față de coronavirus. Nu vreau să mă las cuprins și eu de această frică. Oprim un pic, pentru că lucrurile, vedeți că acolo funcționau, adică dacă funcționează ceva în țara asta, uite, omul ăsta funcționează, mi se pare la același nivel cu, și poate că exagerez un pic, dar mie așa mi se pare cum fac eu o evaluare, cu Caracalul, cu, cum îl cheamă? Profilerul? Profiler din Caracal, da. Mi se par cu domnul Dumitran, mi se pare domnul acesta Popa, cu domnul Dumitran, mi se par la același nivel de rezolvare a problemelor. Ați văzut? Acolo erau niște doamne care realmente am senzația că au intrat acolo panicate toate. Că erau... Și s-au calmat spiritele. Ați văzut ce ușor se liniștiseră. Foarte bun, domnul Silviu Popa. Mi-ar plăcea domnul Silviu Popa la departamentul pentru situații de urgență. Că am văzut că de multe ori, oricum, intervenția e de tot râsul. Așa măcar să spună. Nu-i niciun fel de problemă că n-am intervenit la timp. Nu-i niciun fel de problemă că nu știm să gestionăm o calamitate. Și lumea se repete. Nu-i niciun fel de problemă că s-a produs o tragedie. Da. Tragediile se produc. Lumea se repete. Tragediile se produc. E foarte bun la partide. Deci eu vreau să-l văd pe domnul Silviu Popa, pe care o să vă rog să încercați să-l contactați. Nu, cu omul ăsta trebuie vorbit. O să dăm de el imediat. Trebuie să dăm de el neapărat. La partide. Nu-i nicio problemă că am pierdut alegerile. Nu-i niciun fel de problemă că am pierdut alegeri. Și după aia, după alegeri, în cazul în care câștigă iar niște nemernici, să meargă așa și să strângă așa cetățenii, să spună. Nu-i niciun fel de problemă că urmează 4 ani infecție. Nu-i niciun fel de problemă că urmează 4 ani. Ce bun ar fi fost domnul Silviu Popa, sau cum îl cheamă Silviu Popa, la finalul alegerilor din decembrie 2016. Nu-i nicio problemă că a câștigat PSD. Pot să trăiesc cu PSD 4 ani de zi. Și oamenii s-ar fi calmat, ar fi avut un efect liniștitor, dar vedeți că omul, de unde îl evaluez eu pe el ca fiind totuși o competență, el și-a dat seama, dacă doar vorbesc și doar repet, o să se gândească oamenii că nu-i mare lucru ce fac. Adică oamenii poate veniți aici cu coanele acelea din primele rânduri, de exemplu, s-ar uita la ăsta, ar repeta de câteva ori și zic, bă, dar până la urmă asta pot să fac și acasă. De ce? Și atunci omul a inventat și, a inventat, pot să că, poate că nu e inventată de el, dar a venit și cu această mișcare, vedeți că își bate în gât, își bate în cap, își bate în picior, are și o mișcare de mână care dă totuși un soi de competență superioară, adică femeia asta ar fi gândit, bă, dacă acasă nu pot, că nu știu să fac mișcarea asta, și normal că am venit la omul ăsta, hai să vedem partea a doua. Pentru că ea mă face vulnerabil în fața bolii. Nu vreau să mă las cuprins de frica de coronavirus. Nu vreau să mă las cuprins de frica de coronavirus. Hai să inspirăm o dată adânc. Și încă o dată, mă accept așa cum sunt, total și profund. Mă accept așa cum sunt, total și profund. Și aleg să rămân calm și liniștit. Și aleg să rămân calm și liniștit. Este cel mai bun lucru pe care îl pot face acum. Este cel mai bun lucru pe care îl pot face acum. Știu ce am de făcut ca să mă protejez de acest virus. Știu ce am de făcut ca să mă protejez de acest virus. Îmi iubesc corpul, am grijă de el și îl țin în siguranță. Și cred că în curând virusul va dispărea odată cu primăvara.
Am încredere în corpul meu puternic și sănătos. Am încredere în corpul meu puternic și sănătos. Am încredere în corpul meu puternic și rezistent. Am încredere în corpul meu puternic și rezistent. Mă accept așa cum sunt, total și profund. Mă accept așa cum sunt, total și profund. Și aleg să rămân cal și liniștit. Doamne, imagine extraordinară cu omul acesta și vă spun sincer că și pe mine parcă m-am mai leșit așa. Am uitat un pic agitat în emisiune, dar uite că urmărindu-l, mă, pare că are efect și asupra mea, mă, simt mult mai liniștit acum de când, și fără să fac gesturile astea, doar că am făcut un pic ca să vă exemplific și deja parcă m-a luat și pe mine liniștea. Am făcut așa un pic de câteva ori și deja m-a luat liniștea. Sunăm acum la domnul Silviu Popa. Domnul Silviu Popa, managementul stresului. Ca să vedem, să felicităm în primul rând pentru întreaga... Bună seara, domnul Silviu Popa! Oh, bună seara! Bună seara, sunteți în direct pe B1 TV. Mulțumesc! Domnul Silviu Popa, priveam cu admirație, urmăream cu admirație imaginile cu dumneavoastră și felul în care reușea și să... Și cu amuzament, și cu amuzament, desigur, nu? Amuzament, vă spun sincer, poate de partea cealaltă a ecranului. Noi aici vorbeam foarte serios și chiar gesticulam acum în timp ce vorbeam cu dumneavoastră ca să mă mai liniștesc un pic, că m-am agitat și îmi băteam un pic în mână exact cum făceați dumneavoastră, că am văzut că are efect. Sigur. Cum s-a ajuns aici? Adică cum ați reușit să calmați acele doamne care mă închipă că au uitat destul de sureșitate acolo, bănesc? Era... Nu, nici vorba. Nu era vorba de sureșitate, era vorba de un exercițiu pe care noi lucram alături de alte exerciții în cadrul unui seminar. Pentru că subiectul zilei și al săptămânilor din urmă a fost, din păcate, acest coronavirus, am considerat util să lucrăm și acest exercițiu. Dar vedeți că noi putem lucra în echipă cumva, pentru că noi panicăm, noi televiziunile panicăm oamenii și după aia oamenii vin la dumneavoastră, faceți chestia aia cu mișcările, nu știu, faceți ansamblu acela de mișcări ca să nu-l simplific, bănesc că e ceva mai complex, așa, și oamenii realmente, mă uitam la niște doamne, de mult n-am mai văzut doamne atât de calme. Eu n-am mai văzut doamne calme de, nu știu să vă spun de când. De când am urmărit-o pe Viorica Dăncilă când vorbea despre aria cercului. N-am mai văzut o doamnă atât de calmă, uite, ca cea din primul rând de acolo. Da, sigur, doamnele acelea nu erau sperate de coronavirus. Ele lucrau aceste exerciții pur și simplu, pentru că era unul din exercițiile care erau prevăzute în cadrul acestui seminar. De fapt, această terapie pe care o prezint acolo este o terapie foarte răspândită în lume. În România, adevărat, este foarte puțin cunoscută, dar este cunoscută de cei care se interesează cum ar putea să se elibereze de frig, de panică, de anxietate, și așa mai departe. Este o terapie complementară care, vreau să vă spun că este recunoscută de Senatul Statelor Unite ca un mijloc de terapie pentru militari americani care vin cu sindrom de stres post-traumatic din Afganistan și mai de mult din Irak. Deci nu e o bătaie de joc ceea ce facem acolo. Asta vreau să mă asigur că nu râdeți de femeile acelea, că totuși sunt niște doamne acolo și... Nici vorba. Și vreau să vă întreb, e și o taxă pe care o plătesc doamnele? Nu este vorba de taxă, nu este vorba de afaceri bănoase, cum am văzut undeva. Da. Este pur și simplu un exercițiu care cine dorește să se ajute ca să-și depășească, ca poate să lucreze, dar evident să lucreze acasă cu mâinile spălate, cu toate măsurile de rigoare pe care trebuie să le luăm în această perioadă de epidemie. Și pe ce subiecte se mai poate utiliza această terapie? Să știm unde am mai Terapia aceasta se numește EFT, ceea ce este pe scurtare la Emotional Freedom Technique. Deci asta înseamnă tehnica libertății emoționale. Se folosește pe tot felul de emoții negative, de tip, cum spuneam, frică, furie, îngrijorare, îndoială, vinovăție. Vă dați seama că ați face senzație pe partidele politice cu tehnica asta? Că oamenii acolo sunt plini de frici, de îndoieli. Iar m-am gândit. De frici și de vinovății, bineînțeles. Și de vinovății. Ați avut vreo ofertă de la vreun partid? Dom'le, avem niște frici aici de dosare penale. Deocamdată nu, dar aștept cu interes. Păi știți că la noi... La noi se uită foarte mulți politicieni. Cred că putem să stabilim așa un canal de comunicare. Uitați-l, puteți suna pe domnul Silviu Popa să vă scape de frică, dar de dosare nu-i scăpați, doar de frică. De dosare niciun caz, nu. Dar pot intra unii la pușcărie, dar eliberați de frica asta. Dom'le, își asumă acest destin al penitenciarului. Adică mă gândesc că ce aplicație ar putea avea în cazul unor politicieni.
Evident că da. Este până la urmă, am spus foarte bine, pe o chestiune de asumare a responsabilității pentru propriile alegeri greșite pe care le fac în viață, nimic mai mult. Doamne, dacă aveam noi discuția asta înainte de alegerile europarlamentare și de încarcerarea domnului Liviu Dragnea, ce bine îi făceam omului ăstuia. Stați liniștit că mai sunt două runde de alegeri anul acesta și putem să mai avem discuții. Eu sunt deschis la a mai conversa cu dumneavoastră și în preajma alegerilor locale și alegerilor parlamentare. O să vă sunăm, că am văzut că deja au apărut de domnul Codrin Ștefănescu, înțeleg că trece printr-un stres zilele acestea cu privire la un dosar, cred că ar avea nevoie de serviciile dumneavoastră. Ar putea să înțeleg tehnica aceasta, pentru că sunt foarte multe, sunt foarte multe postări pe pagina mea. Ați emoționat pe multă lume, sigur. Dar, domnul Popa, în final, deci înțeleg că nu apelați la noi o taxă de intrare acolo, nu se intre pe taxă, doar e o bucurie a dumneavoastră de a mai liniști oamenii. Adică pare... Cu dorință de a ajuta, pur și simplu. De a ajuta, că nu... Adevărul e că trebuie să mai facem și lucruri, dar să se ajutăm. Da, un serviciu public, să-l numim ca atare. Da. Exact. De altfel vă mărturisesc că nu m-am așteptat să aibă o asemenea priză și o asemenea vizibilitate. Da. Pentru că el era postat pe pagina mea de Facebook doar pentru cei care îmi sunt prieteni și care sunt interesați de această tehnică. Da. Și cei însă, care... întrucât au fost foarte multe distribuiți, atunci și probabil de la unul la altul s-a dat distribuit ca virusul, ca să zic așa. Vă dați seama, s-a ajuns până la noi. Da. Exact. Deci nu sunteți... Dar e o mare plăcere să vă aud și cu mare drag putem să ne mai auzim și altă dată. E adevărat, deci nu e... Subiecte politice, da. Asta vreau să mă asigur, dacă nu e excrocați pe oamenii aceia, că părea așa o escrocherie, uite-o. Asta sunt cuvinte, asta sunt simple cuvinte. Am înțeles. Domnul Popa, vă mai sunăm când sunteți stresați atunci. Vă mai adăugăm. Cu mare drag, stăm de vorbă, sigur. Mulțumim pentru intervenție. Problema e că eu nu pot să țin minte, mă, când văd cum face, care, nu știu, are, ai văzut că își dădea și peste cap și peste mâine. Data viitoare facem Skype cu domnul Popa. Trebuie să facem, că ca să putem în timp real să facem, că ai văzut un clip pe Facebook-ul domniei sale și nu poți să reții. Mergem la un seminar, îl mai luăm pe telefon. Sunt unii de nu reușesc să sincronizeze gramatica cu vorbirea, dar îmi minte să mai și miște ceva în timpul ăsta, să aibă și o mișcare. Eu știu vreo 2-3 politicieni care n-ar putea să țină pasul cu aceste replici pe care sunt obligați să le repete. De exemplu, dacă le-ar ura, nu mă tem de dosare penale. Poate unii politicieni zice, dar la orice om este frică de un dosar penal. Dar avem culcani ele, domnule, și hai să vedem că și în Iran, să știți că sunt oameni care intervin tot în aceeași idee. Sunt alte tehnici. E altă tehnică. Altă tehnică. Altă poveste. Pe parte de Iran e altă tehnică, dar sunt și astea, adică, na, că... e un sat global. Că tot i-am invocat pe soldații americani, mergem un pic în Iran. Ceilalți. Soldații din Iran. Ia să vedeți cum reușesc să rezolve oamenii ăștia sunt chiar în cadrul spitalului. Da, de-a dreptul clinic. Urmează un dans clinic din Iran. Tipic iranian. Da, e tot vorba de mișcare, ați văzut, tot vorba de o sincronizare a gesturilor. E cam același lucru, numai că așa se face în iraniană. Și pe muzică. Și pe muzică. E vorba de sincronizarea unor gesturi cu ritmul muzical de această dată, nu cu niște vorbe. Există, deci noi vă prezentăm toate soluțiile. Deci ați văzut, am mers de la variantele clasice, pungă pe cap, și vă ducem acum inclusiv până terapiile astea de eliminare a stresului, de la EFT-ul domnului Silviu Popa până la dansul iranian clinic. Ați văzut, sunt medici care recomandă acest dans foarte util în cazuri de maximă panică. Ce putem, ce mai strângem, ce mai colectăm până emisiunea asta? Și că vă să nu ținem secret. Să ne mobilizăm. Stăm să, că ne vedeți mai pe noi. Da. Calmi, eliberați de stres și dumneavoastră încordați acasă. Nu, vedeți, pune la dispoziția opiniei publice. Da, acum tot așa, gratis, ca domnul Silviu Popa.
a trebuit, de ce l-a invocat pe Liviu Dragnea? Pentru că și el poate intra în zona asta de stres, legitim în momentul de față, pentru că avem un caz în instanță astăzi, un domn suspect de coronavirus, care în momentul de față este și în arest, în penitenciarul Rahova. Domnule, ai ajuns la tribunal, avea... Deci de coronavirus e doar suspect? Pe partea penală e confirmată. E un pic mai avansat acum. A fost suspect într-un dosar penal, s-a lămurit, acum e suspect într-un dosar de coronavirus COVID-19, el încă se dezbate. Problema e când cele două stări se întrepătrund și ajunge domnul acesta, condamnat, dar încă se mai zbate până instanță, suspect de coronavirus, să se plimbă pe acolo, să ne îmbolnăvească sistemul juridic din România, care puteți să... Se însănătoșise. Deci, de-abia s-a însănătoșit sistemul. Sănătate curată, ce era sistemul juridic. Și vine omul ăsta să împroște cu COVID-19 pe acolo, pe tribunalul București, unde, vă spun, era un focar. Un focar de dreptate era acolo, acum s-ar putea să fie și un focar de coronavirus. Pentru că domnul acesta s-a întâlnit cu o doamnă, că așa fac până la urmă infractorii, se tot întâlnesc cu doamne, s-a întâlnit cu o doamnă venită din Italia, care avea acest virus sau suspiciunea de virus, nu știu dacă chiar îl avea. Cred că suspiciunea mai degrabă. Și de aici suspiciunea în legătură cu el, că nu doar virusul se transmite, dar și suspiciunea de virus se transmite. El s-a întâlnit cu o doamnă suspectă, dar nu suspectă doar de COVID-19, da. O doamnă suspectă în general. Și am înțeles că a preluat de la dânsa niște COVID-19. A luat ceva COVID-19 și el a fost adus în instanță. Norocul este următorul. El, cu procesul ăsta, cu necazul ăsta pe care l-avea în instanță, a trebuit să stea până la final. Nu, au fost vreo 20 de cazuri până la el, timp în care el s-a tot învârtit în jurul tribunalului cu această situație a lui, nu? Uite, avem această informație care vine de la Tribunalul București. Dânsul e suspect în continuare și pe parte penală, pentru că arestul e doar preventiv. E în arest preventiv în momentul de față. Deci el planează foarte multe suspiciuni asupra sa și de COVID-19 și de încălcarea codului penal. Și astăzi, după ce a fost plimbat prin Tribunalul București, Tribunalul București a simțit nevoia să și comunice ceva, ca să stea toți injustițiabilii din România calmi. Deci, practic, toți justițiabilii din România spun în momentul de față: nu mi-e frică de justiție, nu mă feresc de instanțele de judecată, sunt convins că sala de judecată e dezinfectată. Și în sensul acesta vine următorul comunicat de presă. Astăzi, data de 05.03.2020, am fost sesizați cu privire la împrejurarea că una dintre persoanele aflate în stare de arest preventiv, transportată de la penitenciarul București-Rahova în sala de ședință în fața judecătorului, a declarat că este suspectă de infectare cu coronavirus, în paranteză COVID-19. Față de această situație, s-a procedat la suspendarea ședințelor de judecată ale secției penale, deci gata, pentru dezinfectarea sălilor de ședință și a zonelor în care a avut acces persoana respectivă, precum și a spațiilor aflate în imediata vecinătate a acestora. Dar, ok, ați curățat pe acolo, ați dat cu puf-pufuri, dar cu oamenii cu care a interacționat, judecătorul ăla intră în carantină? Stă și el 14 zile acasă? Pentru că așa e procedura, până la urmă. Procedural trebuie să se întâmple lucrurile exact. Păi l-ai băgat pe colegul Dan Bucura în autoizolare 14 zile, de plânge lumea pe acasă că nu-l mai vede la televizor de 2 săptămâni. Și acum, cu oamenii ăștia care au interacționat, jandarmul de la tribunal, grefierul, judecătorul, procurorul, avocatul, ce facem? Păi ăștia îi lăsăm să mișune? Eu mă gândeam și îngrijorarea mea era legată de domnul Dragnea, care este și el la Rahova acolo, la izolare, izolat la Rahova, și mă gândeam că va interacționa. Vă dați seama că ăsta e penitenciarul, se mai întâlnesc acolo, că bănesc că e regim deschis. Nu știu dacă stau în aceeași zonă a penitenciarului, dar în momentul de față există suspiciunea că ar putea ajunge la Dragnea acest necaz, da? Acest necaz. Că la dânsul tot ajung multe necazuri de la o vreme încoace. Nemai având imunitate de niciun fel, nu mai e fără cu imunitate la pământ. Imunitate la pământ. De aici încolo vă dați seama că lucrurile, și dacă s-ar opri aici, pentru că el la rândul său se întâlnește și el cu o doamnă. Se întâlnește cu o domnișoară, se întâlnește. Domnișoara Irina Tănase. Da. Care a simțit nevoia să mai înlăture și dânsa la rândul ei niște suspiciuni care planau asupra ei, că și era suspectă de câteva lucruri. De exemplu, existau niște suspiciuni, nu știu să vă zic de unde le-a preluat, în legătură cu faptul că mama dânsei n-ar ști despre relația cu Dragnea sau ceva. De asta deduc eu din ceva ce a postat pe Instagram Irina Tănase, prezentându-o în felul acesta și pe mama soacră, nu știu cum să o relaționez cu Dragnea. Viitoarea mamă, soacră, dacă se mai căsătoresc. Dacă se mai merge mai departe. Și un dialog frumos între Irina Tănase și mama Irinei Tănase pe subiectul Liviu Dragnea, pentru că, și eu înțeleg logica acestei discuții, prea nu mai vorbea nimeni de Liviu Dragnea în ultima vreme, domnule. A adus un pic în discuție, Dragnea s-a adus un pic în discuție cu
hrana respectivă. A încercat săracul, s-a lovit, adică a început să se pună singur în pericol, doar s-o mai vorbi un pic despre la televizor cu ocazia asta ca să scutim multe alte accidente similare. Vă promitem că cel puțin o dată pe săptămână îl avem noi în discuție pe Liviu Dragnea. Dar astăzi nu e cazul. Și el, să facă și uite, mi-a plăcut, hai să o ascultăm. Să mai umble la bujii, la dalea, să mai schimbe uleiul la mașină. Hai să urmărim pe Irina Tănase, cea care face câteva destăinuiri într-un dialog deschis cu mama sa. Prima dată când i-a auzit-o la televizor, nu am mai auzit-o vorbind. Pe Irina Tănase? Nu am mai auzit-o. Nu, dar pe mama ei cu certitudine. Da. Mami, ai fost șocată când ai aflat de relația mea cu Liviu Dragnea? Oh, da. Ia, te rog eu, spune-le oamenilor cam cât de șocate și cât de supărați sunteți voi. Am rămas șocată până în ziua de azi. Mami, Liviu este mai mare de vârstă decât tata? Cu cel puțin 30 de ani. Am înțeles, deci pe mine tata m-a făcut în adolescentă. Sunt un copil... Cred că nici nu exista când a conceput. Bun. Ce să te mai întrebe? Voi ați luat la cunoștință de relația noastră în 2019? Ieri ai aflat, nu? Da. Și cum ai reacționat? Cum se vede. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări și sursele astea, mama e deschisă să vă răspundă, nu-i problemă, stați liniștiți. Ironia la ea acasă, practic, ați văzut desfășurată. Unde se simte ironia mai bine? Ați văzut cum era? Erau cele două doamne gata să miștocărească gurile rele astea care planează asupra lor, dar vreau să atrag atenția doamnei Tănase că... Care dintre? Amândurora. Doamnelor Tănase, vreau să le atrag atenția că la Dragnea nu anii de viață sunt importanți, și anii de pușcărie acum sunt mai degrabă relevanți. Aș merge mai degrabă către acest reper. Mi se pare mai important. Da, știi, când calculezi, te gândești la ani, practic la aceia, nu e cei mai apăsători. Că acum cei 30 de ani diferență între Irina Tănase și Liviu Dragnea chiar nu interesează pe nimeni. Nu mă gândesc că putem să-l criticăm pe Liviu Dragnea prin prisma acestei diferențe de vârstă când avem cel mai important președinte de stat din lume, Donald, s-au spărat rușii pe mine. Aia e, le trece. Donald Trump cu o diferență, mă rog, semnificativă. Tot asta vreau să zic, nu aici era problema. Nu-i cu aia de pușcărie. E mai mult de aia, care nici nu sunt atât de mulți la scara istoriei. Nu-s mulți, dar... Vezi nu era greu. Problema, deci aia 30 de ani nu reprezentau niciun fel de subiect în discuție. E exact speța similară cu șeful gărzii de mediu. Da. Am văzut că ați râs de mine că mă duc la șpriț. Nu, domne, ăsta încercam să vă umanizăm. Încercam să găsim și ceva. Asta era în favoarea voastră. Deci aia eram cât de cât alături de mine. Domne, dar pe de altă parte, uitați, mai merge și la șpriț. Nu, deci aia 30 de ani, cum să zic, acum o prima dată. Cei 3 ani și 6 luni ne-au atras atenția în mod semnificativ nouă și na, acolo chiar Irina Tănase n-are niciun fel de vină. Dar nici aia 3 ani și 6 luni nu sunt chiar 3 ani și 6 luni. Că se mai scade, mai ciuntezi. Datorită vârstei. Datorită vârstei înaintea lui Dragnea. E mai bine. E posibil e mai bine scadă. Că e un pic mai trecut pe viață domnul Liviu Dragnea. Că sunt invers proporțional. Cu cât omul e mai înaintat în vârstă, uite cum e Liviu Dragnea, așa cum vezi, a constatat și doamna Irina Tănase, cu atât mă scade pedeapsa. Vedeți că există această invers proporționalitate. Dar câtă pușcărie crezi că mai face Liviu Dragnea? Și plus că nu e mă pușcăria asta. Cum nu mai e pușcăria? Nu mai e pușcăria cum se făcea pe vremuri. Deci pușcăria din ziua de azi e mai blândă decât armata de pe vremuri. Pușcăria și școala nu mai sunt ca pe vremuri. Astea sunt în România. Dar vreau să mai dezasamblez o problemă în legătură cu ce ascultam acolo. Nu și-a pus nimeni, nu cred că a trecut nimeni prin cap, faptul că doamna Tănase, mama Irinei, ar fi nemulțumită de relația cu acest Liviu Dragnea. Cum poți să știi? Văzându-l totuși așa cu... Neapărat problema noastră. Da. Adică, dar uite că a făcut-o să nevoie. Fie. Măi, măcar am lămurit aspectul ăsta. Da. Poate există printre publicul telespectatori cetățeni care se gândeau, pe mine mă interesează ce spune mama Irinei Tănase. Că așa de dosare penal și de politică sunt să... Eu vreau să știu de acolo. Ce spune dosare? Am lămurit și acest mister. Gata. Ce altceva mai putem... Ce alte curiozități mai există? Ajuta. Ce alte curiozități mai există în momentul de față? Eu, uite, mai interesat eram de ferma de porci a lui Liviu Dragnea. Mai interesant sunt de echipa aia de fotbal pe care înțeleg că o... Dom'le, să mergem mai departe. Adică ales chestiuni care o aici... Da, e interesant că și-a pus și un filtru așa pe față, că așa se face. Că e perioada asta cu epidemia, trebuie să te protejezi. O mică mască, da. Și-a trecut un filtru ca să mai reducă din impuritate. Bine, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu lucrurile care contează cu adevărat. Uite, văd aici subiectele care sunt alea grele.
Da, ne-am întors în direct și odată cu ziua de astăzi s-a mai rezolvat și această dilemă în privința încătușării doamnei Sorina Pintea. Avem un ordin de ministru dat de o altă doamnă a politicii românești, de către doamna Carmen Dan. Colegă cu Sorina Pintea. Colegă, da, de cabinet. Și de partid și de guvern. Și sper că nu și de alte lucruri. Și de nuntă uneori, parcă l-am văzut și la cele. Deci nunți împreună, că trebuie să menționăm și lucrul acesta. Potrivit unui ordin de ministru, avem acest regulament făcut de doamna Carmen Dan. Nu se încătușează femeia gravidă, persoana în vârstă de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul cu vârstă de sub 16 ani, persoana ale cărei afecțiuni medicale impun utilizarea tărgii sau a căruciorului pentru deplasare, precum și în situații reprezentate de afecțiuni ale membrilor superiori. Deci niciuna dintre aceste... Nu se încadrează. Nu se încadrează la niciuna dintre aceste circunstanțe. Nu se încadrează Sorina Pintea. Uite, doamna Carmen Dan, când face, că a făcut și na, niște regulamente, trebuie să se consulte cu părere. Mă, ce afecțiune aveți? Să știu să vă încadrez aici. Trebuie să spună. Nu se încătușează persoanele cu mustață. Trebuie așa asta, luat în calcul. Da. Nu se încătușează. Se uita la doamna Viorica. Nu se încătușează astea. Doamnele cu coc. Gospodinele cu coc. Da. Sorina Pintea spune... Spune, draga mea, ce ai, cum vorbesc? Spune, iubita, tu ce ai? Ele între ele, da. Deci, dar, uite-l pe domnul Vela intervenind azi în acest scandal și încercând să găsească o soluție. Pare genul acela care, bă, ar vrea să rezolve pe toată lumea. Pare genul ăla de om bine intenționat. Mai puțin pe domnul Coarnă. Pe domnul Coarnă pare că vrea să rezolve din alt punct de vedere. Azi că rezolve și pe Coarnă. Cam nu, așa pare domnul. Nu pune și cu Arafat, s-a înțeles până la urmă. Ai văzut că... Domnul doctor? Nu cu Arafat. Cu domnul doctor. Domnul doctor, Raedar. Domnul doctor, Raedar. Politeția militară. Politeția militară. Hai să vedem. Domnul Vela explicând. Am ordonat o verificare și aștept concluziile verificării. Am constatat că în 2018 a fost emis un ordin de ministru care reglementa modalitatea de transport al unui deținut către o unitate medicală, unde erau clar explicit prezentate doar anumite situații. Și propun acum, am urcat pe transparență publică pe site-ul ministerului, o revizuire a acestor ordine, astfel încât să nu rămână culpa la polițist sau, eu știu, la cel care managerizează respectivul arest sau respectiva unitate de deținere, și cel care decide modalitatea de transport să fie medicul. Un medic are cunoștințe medicale și poate spune cum sau în ce mod să se aplice un mandat. Da, domnul ministru s-a urcat pe transparență și noi ne urcăm pe această scrisoare pe care o trimite Sorina Pintea avocatului poporului, unde vine să facă un rechizitoriu al lucrurilor petrecute în neregulă în această încarcerare a sa. Să-i spunem bună seara doamnei Renate Weber, care e în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Doamna Renate Weber, urmăream scrisoarea aceasta pe care v-a trimis-o Sorina Pintea, mă rog, prin avocat și ce... Ne-a trimis nouă scrisoare? Păi așa, eu n-am primit nimic. Până am plecat azi de la instituție, da? Nu era nimic înregistrat, știți. Nu mi se respectă nici confidențialitatea discuțiilor cu apărătorul din data de 28... Deci, se poate, dar noi n-am primit nimic, nici o petiție, nici de la doamna Pintea, nici de la avocații, eu doar atât am vrut să clarific. Am înțeles, deci v-ați autosesizat, indiferent de, mă rog, această... Păi, este forma în care lucrează avocatul poporului cam în 90% din cazuri. Da, da, noi da. Ne sesizăm din ceea ce, în general, apare în presă. Bun, până una alta, spuneți-ne noastră, care a fost temeiul pentru care v-ați auto? Ce vi s-a părut dumneavoastră în neregulă în privința Sorinei Pintea? Noi avem chiar un departament în cadrul avocatului poporului care se ocupă de chestiuni care țin de penitenciare, poliție, și de regulă primim petiții de la cei care se află în stare de privare de libertate, mai ales din penitenciare. De data aceasta este o chestiune concretă care ține de arestul de aici, de la Direcția Generală a Poliției din București, și noi am adresat câteva întrebări directorului general. Da? În primul rând vrem să știm dacă ei pot să facă față, de exemplu, unui asigurări tratamentului medicamentos pe care îl are o persoană bolnavă, dacă pot să facă față exigențelor alimentare pe care o persoană bolnavă le are. În al doilea rând, am adresat o întrebare privind felul în care se face
transferul persoanelor din locul de deținere până într-o unitate medicală, da, care sunt procedurile, dacă se încătușează, nu se încătușează. Procedurile la urmă, mai devreme. Haideți să vă citesc de pe G4 Media că a trimis o sesizare avocatul Sorinei Pinta. Înțeleg că n-ați intrat în posesia. Pot să vă citesc și eu, da, de pe știri pe surse, pot să vă citesc și de pe PS News. Viorel Mocan a fost... Spuneți. Dumneavoastră puteți să-mi citiți de oriunde. Eu vă spun că noi la, da, instituție nu am primit... Da. Doamna Renate Weber, dar noi nu punem sub semnul întrebării informațiile pe care, da, noastră le furnizați. Noi doar subliniem că în spațiu public a apărut o informație pe care dumneavoastră o demontați acum și o luăm ca atare. Avocatul, e doamne... E posibil să apară mâine dimineață, nu știu să vă spun. Domnul Viorel Mocanu, care a fost agentul guvernamental al României la CEDO și am râs de domnia sa pentru că, mă rog, e un personaj comic, dar nu o să vă implic în această discuție prin prisma funcției pe care o aveți, susține că a transmis o sesizare avocatului poporului în felul următor, sunând aceasta. Avocat Mocanu Viorel, în calitate de apărător al ales doamnei Sorina Pintea, persoană aflată în stare de arest preventiv în data de 29.02.2020, în dosarul penal cu număr, nu știu ce, dosar aflat spre instrumentare la DNA, secția a doua, doresc pe această cale să vă sesizez oficial cu următoarele aspecte care au condus la încălcarea mai drepturi, mai multor drepturi, presupun. Da, da, ok. Așa, așa. Și vi le spun eu pe scurt. Și vi le spune colegul meu pe scurt, să ne ziceți exact. Nu îi se respectă confidențialitatea discuțiilor cu apărătorul, invocă și faptul că a fost privată de dreptul la hrană, deoarece are nevoie de un anumit tip de hrană din pricina bolii pe care o are. De asemenea, spune, mă rog, asta cu hrana. Sunt și dreptul la confidențialitate, sunt două dintre cele mai importante invocări. Uitați, eu mâine dimineață o să verific la birou dacă astăzi a fost înregistrat ceva la un moment dat la noi. Eu, mie nu mi-a adus nimeni la cunoștință, dar nici nu trebuie să vină cineva să-mi spună, okay, deci mie să a venit asta, o petiție. Okay. Dar oricum, da, noi ne-am sesizat din oficiu. Chestiunea aceasta cu hrana, cu alimentația, am sesizat-o și noi. Am pus întrebarea, repet, pe acele proceduri privind felul în care o persoană este depusă efectiv la unitatea medicală la care ajunge. Adică e depusă la centru de triere, la urgențe, să înțelegem cum anume se face. Eu am înțeles că astăzi domnul ministru Velea a și modificat ordinul. A modificat, ca să se încadreze și... În sensul în care... Deci, întotdeauna s-a confirmat ceea ce am crezut tot timpul. Că nu este vorba de vreo lege aici, ci este vorba de un act normativ care e ordinul de ministru. Vă referiți la folosirea cătușelor? Sigur că da. Dar în condițiile... Și, nu, și la asta. Și la aceasta. Dar haideți să discutăm foarte pe scurt de această chestiune, pentru că vă mărturisesc că din ce am observat noi ca reacție publică, folosirea cătușelor a fost cel mai des invocată în condițiile unei stări de sănătate mai puțin fericite a doamnei Pintea. Dacă era în vigoare ordinul ministrului de interne Carmen Dan privind încătușarea persoanelor aflate în arest preventiv, în forma în care știm că era, mai poate fi acuzată poliția de rele tratamente? Până nu primim noi răspunsurile, stați bine, că vorbiți de rele tratamente, asta e deja o chestiune penală. Eu vreau să văd ce primim noi ca și răspunsuri. Vă rog să țineți cont de faptul că Avocatul Poporului e o instituție de mediere. Da. Noi nu dăm sancțiuni, noi facem eventual propuneri de corectare a unor lucruri. Facem recomandări de regulă. Deci să vedem. Repet, care era ordinul, cum suna el, cel care este astăzi în vigoare, cum a fost aplicat, dar aici există corpul de control al ministrului de interne, el este cel care poate să propună sancțiuni, nu este mandatul. Bun, mulțumim, doamna Weber. Vreau să adaug în privința acestor rele tratamente pe care le invoci. Le invoc eu, dar a fost un termen generic. Rele tratamente, mă rog, reprezintă o infracțiune penală. Oricum, dreptul la imagine, dreptul la demnitate și așa mai departe, lucruri care sunt ambalate în favoarea domnului Sorina Pintea, putem să ambalăm și acest argument pe care vi-l dau în legătură cu imaginea pe care l-am văzut cu toți. Cine a aflat prima dată că doamna Sorina Pintea este dusă la acea clinică? E interesant de spus faptul că televiziunea Antena 3 este cea care a difuzat această imagine. De unde e suspiciunea că poate domnul acesta Mocanu, avocatul, poate exista această suspiciune în ideea de a crea o sensibilitate în spațiu public în privința doamnei Sorina Pintea în legătură cu care se va lua o decizie mâine? Instanța va lua o decizie mâine și eu vă spun că șanse de 90% sunt să
fie eliberată din arest mâine. Dom'le, e posibil ca toată circunstanța asta emoționantă să fi fost creată chiar de avocații, doamnei Sorina Pintă. Eu aș vrea să reamintesc că domnul Viorel Mocanu a fost în sine un subiect interesant la momentul numirii sale ca agent guvernamental CEDO. Dânsul s-a aflat și într-o stare de incompatibilitate, că era și în Consiliul de Administrație Altarom, era și agentul guvernamental al României la CEDO. Azi a fost decizia ANI. Astăzi a fost decizia ANI, dar situația a persistat. Vreau să vă mai spun că acest agent guvernamental al României la CEDO nu o să invoc alți clienți pe care i-a avut, că poate reprezenta absolut toți maneliștii din România. Și bine ar fi să-i reprezinte cineva pe oamenii ăștia, dacă tot îi reprezinte cineva. Să-i reprezinte Viorel Mocanu, că doar nu Dani Mocanu. Dânsul este și omul care a fost acuzat de mai mulți specialiști pe subiect că n-a reprezentat România la CEDO, ci că l-a reprezentat pe Liviu Dragnea mai bine decât au făcut-o apărătorii aleși și plătiți de acesta. Ca să știți cine-i domnul Viorel Mocanu și de ce colegul meu are niște semne de întrebare cu privire la domnia sa și, mă rog, etica pe care și-o asumă. Scurtă pauză și ne întoarcem. Bună, România! Șmecheria la gătit începe de la cuțit. Trebuie să fie ascuțit și ușor de mânuit. Dar mai este de dorit să...